tempo. Bună seara și bine ați venit. Bine, v-am găsit. Cu mare drag, haideți să luăm un loc, vă rog. Te rog să iei loc. Deci, doamnă, sunt prea multe lucruri parcă neplăcute care s-au întâmplat în ultima vreme. Accidente, oameni care au murit în diverse locuri, români care au murit în diverse locuri pe ale planetei. Tornade, cu tremuri. Accidente cu miros de crimă sau de altceva, cum este cu Răzvan Ciobanu. Un milionar acum o zi a omorât-o pe bunica lui după ce a avusese 30 de milioane de euro. Parcă este ceva în jur. Se anunță fenomene meteorologice. Primăvara asta este cea mai, mă scuzați, cea mai aiurea primăvara pe care am văzut-o vreodată. Ce se întâmplă? Ce vezi? Păi, în primul și în primul rând suntem într-un an de pământ. Și având în vedere că suntem într-un an de pământ, foarte multe lucruri se precipită la nivel material, deci le vedem. Plus, a fost o serie, o cascadă, dacă vrei, de cruci cardinale, niște aspecte cosmice, niște aspecte astrologice, deosebit de agresive. În primul rând, incendiile care au fost, apoi accidentele de mașină, uitați-vă că au crescut accidentele de avion, așa numărul este. Accidentelor de avion. A fost în Rusia recent, acum recent, da. Plus, o grămadă de biserici care au ars. Notre-Dame. Lăsând Notre-Dame deoparte, în afară de Notre-Dame, în Franța au ars în săptămâna 12 biserici. Așa e. Plus, în simultan cu Notre-Dame, ars cea mai mare moschee de la Ierusalim. Într-adevăr. Al-Aqsa. Atunci, da. Toată lumea este speriată. Eu zic că nu trebuie să fim speriați și trebuie să ne gândim un pic, să privim în perspectivă, pentru că vor mai urma două eclipse curând. August, va trebui să fim foarte atenți la aceste eclipse, pentru că anul acesta, am spus încă de la început de an la altă televiziune unde am fost, sunt 5 eclipse, din care 3 sunt în semne de pământ, în Capricorn. Capricornul este un semn cardinal, adică un semn care răspunde și inițiază acțiuni cu foarte mare violență. Da. E bine, pe niște aspecte proaste, deci când tornada, cea de la Călăraș, se forma, noi veneam din Bulgaria. Așa. Trecusem și ne uitam în retrovizoare și ne uitam cum se forma. Fost acolo, ai văzut tornada? Noi am văzut-o, da, eram pe autostradă. Eram cu niște... Hai să luăm câteva minute de publicitate și ne întoarcem cu Minerva. Minerva tocmai ne povestea înainte de publicitate că era pe autostradă când a trecut pe lângă tornadă. Da, i-a trecut și ne-am dus și încă se vedea norul de nisip în aer. Și întotdeauna când se formează acea pâlnia tornadei, să știți că este sfârșit de tornadă. Iar după ce s-a terminat tornada, a apărut un superb curcubeu peste autostrada Soarelui. Și am și zis, uite legământul lui Dumnezeu cu omul. Așa este. Da. De ce tornadă, de ce grindină, de ce zăpadă în mai? Pentru că, odată, spuneam la început, suntem un an de pământ. Saturn este în domiciliu, stăpânul tuturor formațiunilor, de la formațiunea tumorală până la piatră. Da. Deci este în domiciliu, după 30 de ani. Deci este grindina, spunem noi, este explicabilă. Plus, lângă Saturn, este Pluto. Ei sunt într-un aspect de conjuncție, se numește aplicant. Și să ne așteptăm. Și se conjungă forțele și în vară, s-ar putea peste vară să mai avem furtuni de acest tip. Furtuni? Da, pentru că, de ce? În primul rând că sunt retrograde cele două. Acum, eu am ultima oară, fac un studiu pe retrograde de vreo 2 ani de zile și am constatat că foarte mulți astrologi consideră că un Saturn retrograd este cel mai ușor de suportat. Pentru că lecțiile de viață, vrei, nu vrei, ți le însușești. Da. Și atunci el vine și aduce nota care ți-o dă. Ai trecut lecția, îți dau 8, 9, poți să iei și 5, poți să și ratezi. Vreau și să te... mai ieși la tablă odată. Bun. Dar vine Pluto, care aduce efectul transformator. Că Pluto este cu transformarea. El înseamnă moarte și renaștere. Nu mori tu fizic. Mor niște situații, niște... planuri, niște obiceiuri, lucruri care nu-ți mai folosesc, care sunt perimate și trebuie să adopți ceva nou. Social ne ajută la niște convulsii anul ăsta? Să știi că s-ar putea, și am avut primul semnal la Cluj, astăzi, cu ce s-a întâmplat.
Da? Dar mie un pic aș fi atentă la ziua de 26 mai când sunt alegerile parlamentare. Așa. Pentru Europarlamentare, da. Da. Uitați-vă disputa care a avut loc între guvern și între președinție, pentru că guvernul nu are niciun, din câte am înțeles, niciun reprezentant la Sibiu. Păi, nu are, că explica alt președinte, da, că n-ar fi trebuit să aibă. Dar nu intrăm bine, în politică, asta că să ne doară fac, că... Deci să avem grijă în perioada... Însă vreau să fiți foarte atenți în această perioadă, în perioada cu eclipse din iulie și din august. De asemenea, atenție, cei care au probleme pe digestiv, deci probleme digestive, cei care au probleme cu stomacul, cu pancreasul, cei care au probleme cardiace, pentru că a doua va fi în leu. Axa leu vărsător va fi vizată, care răspunde de așa ceva. Și ce este mai ciudat, îți spuneam despre eclipsele anulare, că în ziua de Crăciun vom avea o eclipsă anulară de soare. Și înțeleg că ele încep să aibă și efect. Au niște efecte foarte, foarte ciudate. Și povesteam undeva, nu mai știu unde, că Ceaușescu a fost executat între două eclipse anulare. Una fusese în noiembrie, una fusese în ianuarie, 26 ianuarie chiar. Da. Și uite, influxurile, cum s-au conjugat influxurile celor două eclipse. Acum, de ce spun? Eclipsele au loc, deregulăm perechi două câte două. Se întâmplă să fie două și trei, una după alta. Intervalul la care ele au loc este de două săptămâni. Ori pe parcursul la două săptămâni, influxurile astea nu se dizolvă. Da. Pentru că există încă influența eclipsei care a fost și urmează... Ele se întrepătrund cumva. Ele se întrepătrund, exact. Și efectul este conjugat. Și de regulă când efectul este conjugat, spun tuturor, mare atenție la o săptămână între eclipse, că atunci se pot produc care-i săptămâna decisivă? Ciudate. Undeva către sfârșitul lunii iulie. Lunii iulie. Deci la sfârșitul iulie, lunii iulie să fim foarte atenți. Când are loc, deci... Avem 13 iulie eclipsa totală de soare, vine plus 14, 27 iulie. Deci faceți o mică socotire. Între 13 și 27 să avem mare grijă. Trebuie mare grijă, da. Trebuie găsit, făcută mediana și găsit... Și atunci trebuie să stăm mai cu minți. Atunci, da, cam 20, ziua de 20 și 21 iulie, mare atenție. Acolo trebuie să fim atenți. Bun. Mergem mai departe, am înțeles treaba asta. Mi-ai spus în pauză o chestie care sună, apropo de sfârșitul lumii aproape. Îmi spui că toate aceste semne, aceste convulsii, aceste tornade, aceste chestiuni atmosferice arată că se schimbă, ai spus că se schimbă polimagnetice ai Pământului? Da, polimagnetice ai Pământului. Adică fenomenul... eu zic chestia asta, dar mi se părea așa, știi, ca Nostradamus, ziceam, băi, asta e o poveste. Fenomenul a început în urmă cu vreo 50 de ani. Pentru că el are loc în timp. Și toate aceste schimbări climatice sunt puse științific pe seama acestor schimbări. Pentru că nu are loc de la o zi la alta această schimbare. Dacă mergem însă pe linie ocultă, toată lumea și acceptăm teoria conspirației, ne confruntăm cu fenomene HARP. HARP fiind un dispozitiv construit de Nikola Tesla. Da. Și experimentat. Este celebru experiment Philadelphia. Ziceam da, că da, pe vremea noastră era și un film așa care e. Nara chestiunea asta. Deci, fenomenul Mondhauk. Da. Deci sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le citești, să le pui cap la cap, dar este foarte greu să decelezi între realitate și fantezie. Și eu mă consider un om deosebit de pragmatic și cu picioarele pe pământ și de regulă refuz aspectul fantezist, deși scriu o proză fantastică, cum ziceau ăștia, teribilă. Da. Eu prefer să cred, să merg pe linie științifică și să asta fiu convinsă că lucrurile vor reveni. Mă întrebai cum va fi anul viitor. Vreau să spun că surpriza este că începând din luna iunie și chiar și de luna asta, pentru grupuri de oameni, viața se va schimba. Se va schimba în bine, adică tot ce au tras vreo 7-8 ani în care n-au știut cum să-și mai scoată pârleala, ca să zic așa, da, vor începe să se echilibreze, să-și echilibreze și veniturile. Spuneam că aproape toate semnele zodiacului vor cunoaște transformări profesionale. Pentru că profesiile cer o anumită evoluție, pentru că noi suntem o perpetuă evoluție. Noi mergem, suntem ciclici, mergem din ciclu în ciclu, iar ciclurile astea nu se duc în jos, ele se duc transformare, elicoidal se duc în sus. Deci
te obligă să evoluezi, vrei, nu vrei. Da, asta e un lucru important. Deci, încolo, probabil că da. În funcție de fiecare... Uită-te, copii, uită-te, de exemplu, la fenomenul gemenilor. Se nasc foarte mulți gemeni. E adevărat. Foarte mulți gemeni. Din punct de vedere astrologiei karmice, un geamăn reprezintă o pedeapsă. Este imaginea celuilalt reflectată în el, să te vezi pe sine. Undeva s-a greșit. Pedeapsă. Nu știam, pedeapsa. Nu și imediat te duci... Ne întoarcem la mitologie și gândește-te la mitul Dioscurilor și să vezi ce legătură au așa cu ceea ce se întâmplă. Foarte interesant. Aș vrea să te mai întreb ceva. Bun, lucrurile încep să fie destul de limpezi. Tocmai am avut o poveste absolut incredibilă cu un om, cu un milionar, care intrase într-o sectă în care el spunea că el este Dumnezeu. Și există oameni care cred că sunt, ei sunt născuți vii, că sunt Dumnezeu, că nu i-a născut mama lor. Și iată că omul a ajuns să își ucidă bunica. Hai de la nivelul la care a fost. În momentul în care avem biserici care ard, oameni care contestă biserica, da. Bun, ce urmează? Este foarte pentru că, cum ai spus lucru... și tu și cum a spus și Malraux, dacă nu e religios, nu va fi deloc secolul ăsta. Cred că trebuie să ne gândim un pic la ideea de informație. Ce să ne așteptăm în totul perioadă? Este informație. Totul vine, ne parvine pe diverse căi, căi subtile, căi directe, citit, văzut sau pipăit, da. Gustat. Informația vine. Intrăm permanent, noi fiind informație, intrăm în contact. Asta e epoca informației. Informația te penetrează peste tot. Cine stăpânește informația, stăpânește lumea. Absolut. Să ne gândim doar la elemente pe care noi nu le-am folosit, dar care abundă în informație. Apropo de celebrul experiment al lui Poponin cu ADN-ul fantomă. Și el a dovedit că, de fapt, vidul este plin de informație. Vidul nu este gol, cum îl concepeam noi. Bun. E bine, cei care își spun chestia asta, vorbim de categorii și tipuri de psihic, dacă vrei. Preluarea unor informații la un anumit nivel, într-un moment în care nu ești pregătit, poate duce la pierderea minții. Ai dreptate, cred că asta e și cu și omul ăsta. Și în Biblie se și vorbește despre chestia asta. Așa e. Și atunci un cu nenea ăsta care devenise Dumnezeu, asta a fost. Da, perioada trece, criza așa se manifestă. Într-un moment de exaltare, el se vede stăpânul lumii. El este Dumnezeu, el este creatorul absolut. Ei, într-un asemenea moment de criză, și-a omorât mama sau bunica, nu mai știu. De 90 bunica, ceva, da. Bunica. Bun. Nu știi ce să crezi, zici, domne, ce-i, omul e bolnav. Da, dar... Trebuia dus de mult. A doua chestiune la care vreau să mă refer sunt oameni care manifestă multiple personalități. E o perioadă a depresiilor, a întrebărilor legate de lucruri importante. Bun. Aici ce să facem noi ca să trecem? Foarte multe depresii. În primul și în primul rând vreau să vă spun că la oricâți medici ne ducem, orice tratament facem, în noi trebuie să existe puterea sigur. Să ne ridicăm, să mergem mai departe. Doamna Zoie Dumitrescu Bușulenga, pe care o consider mama mea spirituală. Frumos. E o... Și care pentru mine a fost întâlnirea cu ea când m-a întrebat ce vreau să fiu când voi fi mare. I-am spus că vreau să fiu copac. A stat câteva clipe, aveam vreo 5 ani, s-a uitat și l-a întors la mama. Și atenție la sensibilitatea ei. Dar de ce vrei tu să te faci copac? Vreau să știu ce vorbește vântul și copacii când, frumos. În timpul furtunii. Frumos. Deci, o replică pe care acum n-aș fi dat-o în... Copiii întotdeauna sunt mai deștepți decât... A fost omul care mi-a coordonat și mi-a orientat lecturile, tot ce am avut. Ea venea periodic la Arad, era prietenă cu doamna regizoare Stanca Coroamă. Sorana Coroamă Stanca. Sorana Coroamă Stanca. Celebră regizoare. Veneau frecvent la Arad și era la mama în cabinet. Bun, foarte frumos. Deci, pentru că și doamna Doamne Dumitrescu Bușulenga spre sfârșitul vieții s-a dus către biserică. Ar bisericile. Ce se întâmplă? S-a supărat Dumnezeu pe noi? Nu. Eu zic cu tot, eu am cu tot o altă teorie. Se spune că atunci când omul moare înainte de vreme, sufletul nu se poate ridica. Așa. Ori în biserici au fost o grămadă de comploturi. În biserici au avut loc, de-a lungul timpului, o grămadă de omoruri. Sunt sufletele care au fost captive acolo și care trebuiau eliberate. Focul este o purificare ca și apa. Apa înseamnă abluțiune. A, și cureți, de aici Notre-Dame. Iar focul este purificare. Și surprinzător, anul ăsta este an de apă. Nu este an de foc. Și atunci? Dar uite-te, crucile cardinale, revenind acum la astrologie, ce au făcut.
A fost o cruce cardinală. Toată lumea se zbăteau, se explice, căutau legături și am zis, mă, fraților, nu, bun, sunt aceste aspecte. Dar uitați-vă la crucea, crucea aia cardinală care acționează subversiv, zic, va mai fi foc, vor mai fi accidente. Vreau să te întreb ceva. Faptul că papa vine în România ne dă oarecare protecție anul ăsta, că vine totuși trimisul lui Dumnezeu pe pământ. O speranță. Măi, hai să vă spun. Și e un papă special. Este un papă special, să nu uităm că și papa Ioan Paul a fost la noi. Extraordinar. Suntem o țară care s-a bucurat de vizit, ne bucurăm de vizita a doi papi. Da, e adevărat, dar au trecut 20 de ani de atunci. Au trecut 20 de ani, dar nu uita că se spune pe căi oculte, tot așa, prin divers și în... Mă gândesc ce este în Muzeul Vaticanului, în arhivele Vaticanului. Se spune că România este grădina lui Dumnezeu, este țara așa aia. Așa a spus eu papa Ioan Paul, că e grădina Maicii Domnului. Exact. Și atunci, de ce ne mirăm că mai vine odată papa? Dacă vine în România, înseamnă că el simte că are un mesaj de transmis pentru români. Deci să fim atenți la vizita. Să fim atenți la vizita domniei sale și la ceea ce spune. Pentru că pare am impresia că va vorbi românește cum a vorbit și papa Ioan Paul. E posibil. Știi? Da. Noi eram în presă pe vremea aia, tu erai la VIP, eu eram la evenimenti și pe la Tineretul Liber când a fost. Așa și e. S-a intrat cu legitimații speciale. Dar una peste alta, părerea mea este că lumea este în schimbare. Clar, suntem într-o schimbare spirituală fantastică, suntem într-un ciclu spiritual, toți. E ca un soi de centrifugă. Problema este cine va avea spiritul, sufletul. Asta vreau să te întreb. Și mintea ca să treacă mai departe. Deci Minerva, noi nu suntem aici pentru noi, nici pentru a vă nici povesti. Noi suntem pentru ei de acasă. Pentru cei de acasă. El de acasă ce trebuie să facă? El de acasă ce trebuie să facă? Să încerce să fie el. Să se bazeze mai mult pe intuiția sa, pe instinctele sale. Că de-aia așa a venit pe pământ. Mulți suntem robi rațiunii, pentru că rațiunea ne spune să facem asta, asta, asta și greșim. Și de multe ori, dar de ce am greșit? Că am gândit și am făcut planuri. Păi da, ai greșit și ai făcut planuri, că nu te-ai bazat pe ce ai simțit. Da, flerul, ce-ți spune intuiția? Te duci de multe ori foarte sigur că o să iei un post, că tu ești... Și numai bine nu-l iei și spui, mă, dar intuiția mi-a spus să nu mă duc. De ce m-am dus oare? Pentru că am vrut să experimentez. Pentru că totul în jurul nostru este experiment. Deci experimentul cu informația este extraordinar, iar informația este de mai multe tipuri, începând de la cea belicoasă și încheiind cu cea spirituală. Corect. Să căutăm adevărul în toate. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru tot. Minerva, stați să vedeți ce urmează.